sunt din promoția de aur a IATC-ului Caragiale din București din anul 1961 și la cerere am venit la Cluj. Clujul este orașul adolescenței și maturității mele. Cariera mea a constat în a face teatru permanent, film, ocazional, și câțiva ani serios la rând, pedagogie. Fără să vreau, sau fără să vrem noi, cei care devenim actori, ne jucăm mai mult decât copiii obișnuiți, fiindcă avem o fantezie bogată. Eu țin minte că mă jucam de-a teatru de păpuși, de exemplu când eram copil, și invitam copiii din vecin, făceam bilețele de intrare, le dădeam copiilor să intre, le rupeam biletul la intrare și făceam în cameră un teatru de păpuși frumușel, cu un cearceaf pus între două scaune, mă ascundeam după cearceaf și din ciorăpei, mânuși sau alte, știu eu, materiale ușor de tras pe mână, așa, mă jucam de-a Ionel și Mărioara, de-a, mai știu eu ce, Hansel și Gretel, sau de-a animale, le spuneam fabule. Am început cariera destul de cu minte și de modest, așa era la timpul respectiv, intrând într-o trupă cu actori remarcabili. N-am avut voie să am pretenții, n-am avut voie să pun condiții, până nu mi-am făcut rodajul, până când nu m-am format pe scena asta foarte mare, până când n-am intrat sub mâna unor regizori remarcabili. Am început meseria cu Radu Stanca, mare regizor a teatrului românesc, care s-a mutat de la Sibiu la Cluj și în 2 ani de zile a pus Unchiul Vanea și Dale Carnavalului, în care eu am debutat ca o mască, deci aveam 2-3 replici. După Radu Stanca îl țin minte pe Constantin Anatol, care încă mai trăiește, în Israel. Dar în 65, nu uit, a apărut Vlad Mugur. Vlad Mugur, care a fost, după mine, o a doua școală de teatru pe care am urmat-o direct sub îndrumarea lui. Iar în anul 70, jucând și în Visul unei nopți de vară, așa am luat premiul revistei Teatru anului 70. Ei, lucrurile astea nu se uită, pentru că astea mi-au confirmat valoarea, valabilitatea mea în profesie și mi-au dat foarte mult elan. Pot să spun că am avut șansa de a fi foarte bine îndrumată și apreciată. Sigur că au fost roluri pe care mi le-aș fi dorit și n-am ajuns să le fac. Spre exemplu, am jucat Ion Ifigenia în Aulis, am jucat Antigona mai târziu, dar Electra mi-ar fi plăcut, pentru că eu am avut-o ca model pe Irene Papas, care în materie de teatru antic extraordinar. Așa cum în timpul facultății, a studiilor la Academie, mă duceam foarte des să o văd pe Olga Tudorache, care e un alt model pentru mine deosebit, un mare talent, o mare personalitate. Asta contează. Deci personalitatea își spune cuvântul după ce ți-ai găsit locul prielnic în profesie, dar personalitatea trebuie să ți-o s-o formezi, să o întreții, să o consolidezi. Și când ai fi vrut să mă vezi plângând, domnule? Ia spune, când ai fi vrut să mă vezi plângând? Ca pe ultima boarfă m-ai tratat întotdeauna. Cele mai frumoase sărbători, cele mai frumoase revelioane le-am sărbătorit singură, cuc. Tu știi când plânge omul? Când știe ce-i bine și nu poate să-l aibă. Dar când știe doar ce-i rău, nu plânge. Ei, fericirea de a plânge, Filumena Marturano n-a putut să o aibă niciodată. Ca pe ultima boarfă m-ai tratat întotdeauna, pe care poți să o scoți oricând pe ușa afară. Hai să nu vorbim de vremurile când dumneavoastră era tânăr și statul noaptea să spună, tânăr este,
Pipeș este, bani are, să vorbim de acum! Cine? Și doi ani! Și permite să magia teatrului este faptul că de pe scenă actorul ține în mâinile sale o sală plină cu spectatori, oameni care îl ascultă, îl acceptă și ca într-un fenomen de hipnoză, de vrajă. Deci dacă ai capacitatea să creezi această vrajă prin propria-ți persoană, să hipnotizezi sala, ai cucerit tot universul, nu mai vrei nimic. Iar de sub pământul mut ca moartea și dintr-o dată cumplitul tunet spinte ca văzducul, pe Pirus iar mânia îl cuprinde și n-au căzut ciclopice ciocane mai fără de îndurare ca sabia lui Pirus pe creștetul lui Priam. Publicul ți-l faci. Deci de la absolvire, dacă ești solicitat și joci cât se poate de divers, cât se poate de special, publicul te îmbrățișează, te caută, te aplaudă. Noi ca actori avem o teorie, să spunem așa. Scena te poate primi sau te poate respinge. Asta depinde de tine. Dacă ai chemare, dacă ai har, nu-i așa? Scena te primește și această relație sală-scenă, toată viața am simțit-o, în sensul că dau din mine, primesc din partea celor din sală aplauze și flori și aprecieri. Realitatea e că trebuie să știi cum să dai. Eu nu m-am iubit niciodată cu ciobar. Numai cu miriști, maharaja, toreadori, cu niște artiști pudriți. Dar poate cu câte un poștaș dotat fizicește, dar nu l-am iubit pe niciunul. Singurul de care mi-aduc aminte cu oarecare duioșie este Ramon. Ramon era frumos ca un zeu. Casa mea este, a fost și este și va fi teatru. Nu pot, chiar dacă la ora actuală sunt pensionată, nu pot să trec pe lângă teatru fără să nu intru, fără să nu arunc o privire în cabine, pe scenă, fără să stau în sală dacă se repetă ceva interesant, indiferent că e operă sau teatru, stau și asist. Familia artiștilor rămâne o familie pur toujours, până la moarte. Regret că colegul meu, George Dinică, s-a stins în urmă cu un an. Am fost foarte mișcată când îl vedeam pe Ștefan Iordache pe scenă și în film, care la rândul lui s-a stins mult prea devreme. Am filmat chiar cu George Constantin, marele George Constantin, care era un colos pe scenă și la propriu și la figurat. Nu pot să nu îl pomenesc în timpul studenției mele pe Ioan Manolescu, pe Madame Lucia Sturza Bulandra, pe care până în ultima clipă am savurat-o, cât de firesc putea să joace și cu câtă greutate, cu câtă personalitate, lucru care îl are acum Olga Tudorache și mă bucur că o mai văd pe scenă. Aștept să vină în februarie meșterul Radu Beligan, care la 94 de ani apare din nou în Cluj și joacă. Nu-l uit pe Amza Pelea, nu-l uit pe Marele Cotescu, Tavian, nu-l uit pe Jules Cazaban, pe Clodi Bertola, pe Gina Patrichi, cu care am jucat în anul 89 în Antoniu și Cleopatra. Deci, România, slavă Domnului, a dat talente și cred că va da și în continuare. Totul e ca această tânără generație să-și ia
Menirea în mod serios? Menirea în mod serios.